tânăr creștin de formă, din somn s-a trezit. Cade iar pe pernă foarte obosit. Se uită la ceas, dar ochii îl dor. Petrecuse noaptea la televizor. Conștiința scoală din nou și spune: azi e duminică, e timp de rugăciune. Nu vezi cel rău timpul îți fură, dar el își puse mâna la gură. Aș vrea să mă scol, dar oboseala nu mă lasă. Și ce, nu mă pot ruga și acasă? Și acasă timpul de rugăciune-i primit. Și se întrerupse singur cu un sfărăit. Tânărul creștin de formă la biserică a sosit. Așteaptă pe la ușă momentul potrivit. Apoi ascultă ce înăuntru se petrece. Era cam ceasul 10 fără 10. Când frații la rugăciune se mulțumesc că s-au sculat, tânărul creștin de formă deschise ușa încet și pe furiș s-a stăcurat. Apoi a vrut să treacă așa neobservat ușor, dar derajează o persoană călcând-o pe picior. Apoi a început să mulțumesc și el ca ceilalți frați care erau acolo de la 9 adunați. Vine timpul de evangelizare, dar pentru el o plictisală mare, mare. Când peste frate se coborâse har, el a scos celularul din buzunar. Pe el harul mult putea pătrunde, că-și trimitea mesaje cine știe unde. Pe mulțime, când serviciul divin s-a terminat, tânărul creștin de formă o fată a căutat. A stat de vorbă mult cu ea în picioare, între mașini acolo, în parcare. Dar pastorul foarte revelator a înțeles că tânărul creștin de formă vinea la biserică doar cu interes. Cu blândețe și înțelepciune i-a vorbit. Ce tânărul creștin de formă din drumul său greșit a fost oprit. Pentru că mustarea a fost finită și schimbarea lui a fost pădită. Tânărul creștin avea acum o cale nouă. Vedea la rugăciune înainte de ora nouă. Și în loc de celular, ce în urmă cu o săptămână, haleluia, avea în schimb acum o Biblie în mână. Amin.